iată o nouă provocare. Cu ce sentimente priviți această nouă competiție sportivă? Dar nu putem să le privim decât cu sentimente bune, frumoase, și suntem foarte optimiști că această competiție va deveni un succes și sperăm în el și sperăm ca această delegație mare pe care o vom duce în Azerbaijan la Baku să aducă cât mai multă bucurie și medalii națiunii românești. Ați anunțat că va fi o delegație mare. Care credeți că sunt principalele puncte forte ale delegației noastre? Mă gândesc la disciplină. De fiecare dată am și am avut convingerea și am convingerea în continuare că sportivul român va face în continuare rezultate. Bineînțeles, avem nevoie de niște planuri, nu mai avem nevoie de planuri pe termen scurt, putem discuta de planuri de management, de management sportiv, de management al infrastructurii sportive, care să dureze mult mai mult, mediu sau chiar așa cum am discutat 2020-2024, iar eu cred că de la Baku ne vom întoarce cu rezultate frumoase. Din punct de vedere al vârstei, vor fi predominanți tinerii sau va fi ca un criteriu performanțe și oamenii care au experiență? În primul rând să nu uităm că avem 9 sporturi care la Baku vor avea criterii de calificare pentru Rio 2016. Deci eu cred că echipa olimpică cu care vom ataca aceste jocuri europene de la Baku din ionie, va fi formată, bineînțeles, și dintr-o parte euforică a tinerilor, dar și de sportivi cu experiență. Vă mulțumesc și mult succes! Mulțumesc și eu!